Tu ce ți aduce aminte? Doamne, eu mi-aduc aminte exact ziua în care am venit la Jurnal TV, pe 12 septembrie 2009. Eu aveam emoții înainte... Cine de-ndre voi a venit tu? Colonul mai devreme. Eram la școală, mă grăbeam mai repede să lucrez la Jurnal TV. Da. Aveam emoții înainte să vin la emisiunea dumneavoastră și mi-am dat seama într-un moment dat că, de fapt, a vorbi despre Jurnal TV este lucru pe care pot să-l fac cel mai bine, pentru că Jurnal TV face parte din familia mea, familia tuturor colegilor noștri de mai mult de 12 ani. Am văzut foarte multe emisiuni care au fost lansate la Jurnal TV. Am cunoscut absolut toți oamenii care au lucrat împreună cu noi. Unul dintre proiectele foarte interesante care au fost produse la Jurnal TV este Ministerul Adevărului. Să ne amintim, vizionând câteva imagini. Sigur. Spune adevărul. Nu pot. Mi-am pierdut memoria când am căzut de pe cal. Lasă-mi în pace, nefericitule. În fiecare seară de sâmbătă își dădeau întâlnirea în talk show-ul Ministerul Adevărului prezentatorii Nata Albot, Sârghe Cobzaru, Oleg Brega și Andrei Bolocan. Cei patru prezentatori comentau cele mai răsunătoare știri ale săptămânii. Ministerul Adevărului a fost emisiunea cu divertisment serios. Există un moment în viața asta când mergi pe lângă primărie și îți vezi prietenii aninați pe perete. Sergiu, Natalia, Andrei. La Ministerul Adevărului distracție era în limitele legii și cârlanii de aur ajungeau pe merit la reprezentanții clasei politice din țară. În plus, în fiecare ediție, adevărul ieșea la iveală și nu avea hotare. Această emisiune era singurul minister care lucra în timp ce altele se odihneau. Printre prezentatorii Ministerului Adevărului a fost și Viorel Mardare, care din 31 decembrie 2011 până în 2013 a prezentat în colaborare cu Nata Albot, Andrei Bolocan, Sârghi Cobzaru și Oleg Brega. Regizorul și cineastul moldovean a încetat din viață în 2019, fiind răpus de cancer. Boala lui Viorel Mardare a mobilizat mii de oameni din Moldova, dar și de peste hotare de ei, iar în timp record a fost adunată o sumă impunătoare de bani pentru primul curs de chimioterapie. Viorel Mardare a fost înmormântat la Cimitirul Central din Chișinău la data de 11 martie 2019. Mama, pâine albă coace, noi zburdăm voios, pentru pace, pentru pace, mulțumim frumos. Tata, fluieri ne face, noi cântăm duios, pentru pace, pentru pace, mulțumim frumos. Înfloresc în jur copacii cerul luminos, pentru pace, pentru pace, mulțumim frumos. Această poezie din copilăria mea, din păcate, în sfârșit, a început a căpăta sens. Faceți teatru, nu război. Da, mă bucur foarte mult că cu această ocazie ne-am adus aminte și de Viorel. Bine, te las să-ți comentezi mai departe. Da, a fost o bună ocazie să ne aducem aminte de bunul nostru prieten Viorel. Mă bucur foarte mult că el a avut ocazia să participe în cadrul unui proiect realizat de către Jurnal TV, dat fiind faptul că este unicul proiect de televizor. Până la asta, Sina, Viorel lucrase la ziarul Jurnal de Chișinău. Corect. Macheta, era machetatorul ziarului. Da, deci povestea lui cu jurnalul a început de pe vremuri la Jurnal de, pe vremuri, de Chișinău. Da, da. Totuși, nu știu, emisiunea Ministerul Adevărului a fost una inedită pentru perioada în care aceasta a apărut. Oamenii care lucrau la proiect, pe lângă prezentator, dar și întreaga echipă, aveau idei ieșite din comun, out of the box, cum se spune acum. Nata, Andrei, Sârghi, Oleg Brega și Viorel Mardare, fiecare în parte erau persoane luminate. Cineva era bun în domeniul ăsta, cineva avea idei geniale în domeniul ăsta și împreună, într-un talk show umoristic, ei a reușit să creeze un proiect foarte interesant pentru piața noastră. Bun, se mai inspirau dintr-o parte din alta, dar am reușit să scoatem la iveală anumite lucruri destul de importante pentru societatea noastră. De fapt, tot ce făceau ei la Ministerul Adevărului era un fel de derâdere, deci luau în derâdere prostia, incompetența, într-un mod inteligent, într-un mod subtil. Mi-aduc aminte, Cârlanul de Aur cred că este cel mai renumit obiect și rubrică realizată la Ministerul Adevărului. Da, asta era premiul de care se cereau toți. Era un fel de premiu la cronică. Cârcotașul era, și ei avuseseră un premiu de felul acesta. Da, exact, exact. Da.